Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Bine ați venit la Sfânta Treime, Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Aici noi credem în Dumnezeu, în Fiul Hristos și în Duhul Sfânt. Noi credem că Dumnezeu face lucruri neimaginabile. Noi credem că Fiul Hristos, Eleul din Iuda, care a biruit moartea. Credem că Dumnezeu e atotputernic și El este sprijinul și adăpostul nostru. Noi credem că El domnește în mijlocul laudelor noastre. Credem că Hristos este același. Așa cum a fost învățat azi dimineață, în 2 Corinteni 5 cu 17, noi suntem o făptură nouă. Și în 2 Corinteni ne spune așa, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Haideți să ne închinăm în Duh și în adevăr. Noi
cine într-o zi se va întoarce. Rugăciune pe care o facem. Să-i spunem lui Dumnezeu: Tu ești Domn peste viața mea. Tu ești Domn peste familia mea. Tu ești Domn peste afacerea mea. Tu ești Domn peste copiii mei. Tu ești Domn peste sănătatea mea. Tu ești Domn peste banii mei. Tu ești Domn peste toate și peste toți. Tu domnești din veșnicie în veșnicie. Haideți să spunem lucrul acesta în rugăciune.
S-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer. Și după aproximativ 300 de ani, diavolul a vrut să strice lucrarea de mântuire pe care a început-o Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos. Și s-a folosit de un mare preot din acele vremuri, pe nume Arie, un preot din Libia. Și omul acesta a venit și a spus în felul următor, că Iisus Hristos nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu. Și după el au adus câțiva oameni, sute, mii de oameni. Dar au fost niște oameni tari în credință, niște oameni plini de Duhul Sfânt și n-au acceptat asta. Și pentru asta s-au unit la Nicea. Și au spus, nu putem să credem așa ceva. Nu putem să facem așa ceva. Nu putem să lăsăm pe cineva să strice Trinitatea. Și-au dat naștere la ceea ce s-a citit la înmormântare. A dat naștere la ceea ce se citește în unele biserici în ziua de astăzi. Crezul. Aș vrea să cântăm această cântare. Și aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu prin această cântare. Pentru că nimeni și nimic nu poate strica planul lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate împotrivi planului lui Dumnezeu. Nici chiar diavolul. A încercat de atâtea ori și încearcă de atâtea ori, dar nu reușește. Dumnezeu are un plan cu viața ta și nu va reuși diavolul să strice acest plan. Chiar dacă vei trece prin încercări, prin foc, prin apă, Dumnezeu este cu tine. Haideți să cântăm această cântare și să ne punem toată încrederea și nădejdea în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt care sună. Amin. Thank you.
nașterea din nou. Cred în părtășia sfântă, biserica e aici. Cred că este o înviere, Hristos va reveni. Vom fi cu El, doar crezând în Iisus. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu. Cred în Duhul ce dă viață, peste
Partea noastră. Dacă privim în istorie, oamenii au încercat de atâtea ori să-și facă un alt Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat și cu împăratul Egiptului în anul 1900, înainte de Domnul Iisus Hristos. A fost atât de pornit pe o idee de a lui să mai facă un Dumnezeu în Egipt, încât a zis, nu contează dacă voi nu sunteți de acord, o să reconstruiesc o altă cetate. Și asta a început să facă. Doar că a murit. Și a venit la conducere copilul lui. Și acest copil, ca să poată moșteni tronul tatălui său, a trebuit să facă un lucru, să schimbe numele în Tutankhamun. De asta ați auzit. Părintele nostru Adam a dus moartea în lume prin neascultare. Și ar fi trebuit să ne numim fii ai întunericului. Ar fi trebuit să ne numim fii ai morți. Ar fi trebuit să ne numim fii ai necazului și al durerii. Însă prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a schimbat numele în copii al lui Dumnezeu. Pentru asta aș vrea să-i mulțumim în rugăciunea aceasta. Că nu se termină totul la groapă. Nu se termină totul pe un pat de spital. O, la ce ne-ar fi folosit dacă totul, credința în Domnul Iisus Hristos, dacă totul s-ar fi terminat în pământ, la nimic. Ci există un nou început. Și pentru asta El ne-a numit și ne-a dat un nume prin Domnul Iisus Hristos, copii ai Lui, ca să putem împărăți împreună cu El viața veșnică, cerul, locul de slavă și de glorie împreună cu El. Haideți să mulțumim Lui Dumnezeu pentru asta.
mijlocul laudelor noastre. Tu ce sunt, Doamne, între noi locuiești. De răzări, Tu ești motivul de laudă. Ne închinăm, Tu peste noi stă. Vom proclama puterea ta.
și amine cuvântul Tău și va lucra în noi astăzi în seara asta. Îți mulțumim că ești aici și îți mulțumim că ne vei atinge și ne vei transforma, pentru că Tu ești în acest business al transformărilor. Lăudat să fie numele Domnului și cineva să zică amin! Glorie lui Dumnezeu! O, Hristos e același altere, e mare de viață, e plin, El e da și amin. O, Hristos, a Lui putere mare, a Lui putere e mare, al Său cuvânt de viață, El e da și amin. Da, El e da și amin. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, care astăzi va lucra în mine, în primul rând, și în cei din fața mea. Și îți mulțumesc că această sabie cu două tăișuri va tăia, va opera și va lucra, va transforma, va vindeca. Îți mulțumesc, Tată, pentru că cuvântul Tău e viu și... E viu și... Lucrător. Crede cineva acest lucru? Atunci spune, Doamne, lucrează în mine. Luați loc în prezența Domnului. Mulțumesc, dragii mei, ați făcut o treabă. Haideți să-i aplaudăm, să-i binecuvântăm. Har maxim peste voi. Mi-a lăsat cineva un pic zuroșu aici, mulțumesc. Domnul să te binecuvânteze, Iosua. Domnul schimbă numele de azi, te vei numi Iosua. Iosua. Dragii mei, în dimineața asta am avut un timp extraordinar în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Spuneam atunci că rugăciunile sunt importante, Biblia ne cere să ne rugăm, cântecele sunt importante, ne cere să lăudăm pe Dumnezeu, da? Dar spuneam că singurul element de pe planeta Pământ care e de cea sorginte 100% divină este Cuvântul Lui Dumnezeu, amin? Prorociile sunt la bune, alea care sunt de la Dumnezeu, dar Biblia ne cheamă să ne întoarcem la cuvânt. Pavel, apostolul, spune și strigă, ține-ți sus cuvântul vieții! Și am o credință și vreau să vă spun din start, să știți că am observat în ăștia 30 de ani de pocăință, de credință, că oamenii care nu citesc, nu aprofundează, nu meditează la cuvântul lui Dumnezeu, cad de la credință. Nu e o joacă, nu e o opțiune, Biblia spune cine ascultă și face, cine rămâne în cuvintele mele, aceea va aduce roadă. În dimineața asta, dragii mei, ați văzut că am început o serie de probabil undeva la 6-8 predici despre identitate. Și am spus că e important să știi cine ești și cine nu ești în același timp. E important să știi ce ai la îndemână, care sunt resursele împărăției și e important să înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine. S-ar putea să fii... În seara asta aici și cu aroganță să stai pe scaun să zici, dar eu n-am făcut nimic rău, eu am avut o viață morală, eu n-am dat în cap la nimeni, așa spuneam și eu. Eu sunt ortodox din tată în fiu, eu sunt catolic din mamă în tată, eu sunt și așa mai departe, din bunic în bunic. Dragul meu, credința nu se moștenește, se naște. Atenție ce spun. Faptul că bunica sau mama ta a avut odată credință nu înseamnă că și tu ai credință. Trebuie ca Hristos să o nască în tine. Amin? Lăudat să fie Domnul, așa spune Pavel. Credința care a fost în bunica ta, Lois, și în mama ta s-a sălășuit, s-a născut și în tine. Se naște. Credința se naște. Spuneți cu mine, credința se naște. Lăudat să fie Domnul. Și o naște nu omul, ci Dumnezeu. Pentru că vorbeam dimineață și spuneam, ca să ne înțelegem identitatea și de ce avem nevoie de Hristos sau de ce e atâta mare tamtam, să zicem, noi facem predicatorul de jertfa lui Hristos și de lucrurile care au venit prin Domnul Iisus Hristos, trebuie să mergem la început la Geneza și acolo am realizat câteva lucruri la Geneza. Că prin neascultare, când omul a ales să creadă de o revelație inferioară, adică de satana, în loc să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, să asculte cuvântul unei creaturi. În momentul ăla, omul a decăzut. Biblia spune că s-a tăiat, Duhul a murit. Legătura dintre el și Dumnezeu s-a tăiat. Duhul a murit, sufletul a devenit un rebel și trupul a
început să trăiască, cum se spune, se strică, a început să intre în decadență. Dar partea bună în toată treaba asta este că Dumnezeu, în marea lui îndurare, a găsit o soluție, pentru că omul nu se poate mântui singur. Oamenii încearcă prin religii de mii de ani să se apropie de Dumnezeu. Care mai de care să facă mătănii, alții cumpără lumânări, alții cântă, alții se roagă, alții fac fapte bune. Doar, dragii mei, religia nu mântuiește. Religia nu mântuiește. Oamenii au încercat să ajungă la Dumnezeu. Știi ce este religia? Definiția religiei simplă. Strădania și sforțarea omului de a-L atinge pe Dumnezeu. Eu vreau să te întreb, noi putem să atingem cerul? Nu. De asta Dumnezeu, în bunătatea Lui, a trebuit să facă El o cale. Și în dragostea și în îndurarea Lui mare, Dumnezeu n-a stat nepăsător. Și spune Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis pe singurul Său Fiu, ca oricine crede. Oricine. Că ești bat, că nu ești bat, că ești sănătos cu capul, că ești golan, că nu ești golan, că ai fost însăț, că ai dormit în canale, că ai fost director de banc, nu contează. Oricine crede. E o condiție. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăudat să fie Domnul. Ce minunat, nu? Lăudat să fie Domnul. Și am văzut din Scripturi cum în ziua întâi, da, după ce Domnul Hristos a înviat, a apărut în mijlocul ucenicilor în trup slăvit și a suflat peste ei duh de viață. La Geneza a suflat suflare de viață. Aici a suflat duh de viață. De ce? Pentru că Domnul Hristos vrea ca noi, prin nașterea din nou, prin credință în El, să avem aceeași autoritate asupra păcatului, asupra diavolului și asupra firii pământești, cei trei mari dușmani ai creștinului. Păcatul, diavolul și firea pământească. Cu altă ocazie o să dezvoltăm și o să vorbim. De asta vreau să înțelegi în seara asta ce mare har ni s-a făcut, că pe crucea aia, în locul lui Barnaba, a stat Hristos și în locul lui Barnaba trebuia să fiu eu și cu tine. Însă Domnul Hristos a făcut substituire, mor eu, Tată, în locul lor. Și dacă aș fi murit eu pentru mine, n-aș fi putut să mă mântuiesc. Și dacă ai fi murit tu pentru tine. Pentru că mântuirea, Biblia spune, se capătă prin credință. E, ce s-a întâmplat după venirea Domnului Hristos? A devenit posibil încă o dată, prin nașterea din nou, Duhul omului să ia din nou, să fie în legătură cu Tatăl Dumnezeu. Amin? Până atunci degeaba ori becăiam, spune Scriptura, erați morți în păcatele voastre, în neștiință și fără Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete astăzi și aș vrea să-ți deschizi mintea și inima. Nu te uita la mine așa ciudat că vorbesc despre lucrurile astea. Există o viață viitoare, există o viață veșnică, există o moarte care suntem toți datori cu ea aici. Dar dacă va avea Domnul, vom prinde venirea Domnului și nu vom mai muri. N-ai vrea să prinzi venirea Domnului? Lăudat să fie Domnul. Dragul meu, în seara asta, pentru că în prima parte acestei serii despre identitate am vorbit, care a fost într-o singură frază tema de dimineață? Nu, credința e bună. S-a numit altcumva. Vă ajut? Aia e tema centrală. Dar care a fost predica de dimineață? Despre ce am vorbit eu dimineață? Aduceți-vă un pic aminte. Uite, vezi, toboșare știu, făptură nouă. Hai să spunem împreună. Dragul meu, toate cele vechi s-au dus în Hristos. Poți să-mi pui versetul 2 Corinteni? În Hristos, noi suntem o făptură nouă. Originalul în greacă spune foarte interesant. În Hristos, făptură nouă. Nici nu spune dacă este cineva în Hristos. Așa, asta e traducerea și e bună, e foarte bună. Dar originalul e mai direct. În Hristos, bum, făptură nouă. În Hristos, făptură nouă. Odată ce te naște Duhul Sfânt, devii o făptură nouă. Soluția lui Dumnezeu n-a fost să-l ducă pe vechiul Adam, pe păcătosul din tine la biserică, să-l pună să se chinuie, ridică mâini pe sus, stai în picioare, mă dor spatele, roagă-te, nu știu ce să mă rog. Aia n-a fost soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să tuneze firea pământească, n-are ce face cu ea. Firea pământească, vechiul Adam este sortit morții, sortit răstignirii. Dar în Hristos, făptură nouă, lăudat să fie Domnul. Făptură nouă. În seara asta vreau să adâncim un pic lucrurile. Dimineața a mers așa, acum mergem așa. Despre omul vechi și omul nou. Dragul meu, ca să înțelegi identitatea
Să înțelegi de ce atâția de mulți oameni cad de la credință. Să înțelegi de ce atât de mulți oameni nu stau în credință, nu ajung în credință. E important să înțelegi această bătălie despre care Noul Testament vorbește. Sunt două persoane cărora nu le dă nume, Noul Testament. Dar îi spune decât atât, omul vechi și omul nou. Omul vechi, păcătos și omul după chipul lui Dumnezeu. Și aș vrea ca în seara asta să ne apropiem un pic asupra lor. Primul este omul vechi, corupt prin înșelare și minciună. Iată ce spune Scriptura. Efeseni 4:17-24. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Lasă-mi versetul ăsta. Cum trăiește un om fără Dumnezeu? În deșertăciunea gândurilor. Următorul verset. Având mintea acum întunecată. Un om fără Dumnezeu are mintea întunecată. Doar prin naștere din nou Dumnezeu îți luminează mintea și te trezește. Tu ești mort până atunci. Voi ați fost morți în greșelile voastre. Deci, deșertăciunea gândurilor, minte întunecată și străin de... De cine? De religie? Străin de cultul etică? Ce scrie acolo? Străin de viața... Păi dacă există o viață a lui Dumnezeu, unde e? Că eu vreau să o experimentez. Mi-aduc aminte când m-am întors spre Dumnezeu, cu fața spre Dumnezeu, a venit unul și altul la mine și mi-a zis, trebuie să te îmbraci așa, să faci așa, să-ți dai tatuajele jos, dă cercei jos, stai-ți părul, aveam părul lung, fă așa, fă așa. Și a zis, hei, stop, eu n-am venit la Hristos să învăț încă o religie, aveam o religie, eu am venit la Hristos să găsesc o viață nouă. Amin. În Hristos, făptură nouă. Dragul meu, fii atent! Ascultă-mă! Dacă astăzi vii fi atent și eu și tu și vom primi cuvântul lui Dumnezeu, ne va lumina mintea și vom pleca de aici, biblici. Cât deștepți am fost destul, de-aia suntem unde suntem. De-aia avem divorțuri, de-aia cădem de la credință, de-aia suntem unii dintre noi pierduți în gândurile noastre. Stăteam să mă uit așa un puțin pe aici, prin zonă. Oare ați putea, dacă face provocarea asta, să stați fără telefon vreo 40 de minute? Credeți că ați rezista? Eu l-am lăsat acolo pe scaun. Se poate. În Hristos, fără telefon. Mai spune Scriptura aici. Ei și-au pierdut orice simțire. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Iată că omul cel vechi, vechiul Adam, nu se poate opri de la păcat. E lacom de păcat. El, ăsta e firmul lui, ăsta este softul în care el trăiește. Problema e că vine unul la biserică și el nu știe adevărul ăsta, că el trebuie să scape de vechiul Adam. Și începe bătălia, îl vede pe unul și pe altul că ridică o mână, unul zice un haleluia și învață programul bisericesc, dar el nu e transformat. Și când pleacă luni, marți, miercuri, joi, vechiul Adam își cere drepturile. Și zice, frate, dar am încercat ieri să fiu sfânt. Și ce ai făcut? Tot în lăcomie m-am dus, tot în păcat m-am dus. Parcă am, e o atracție, îmi spunea unul, e o atracție, îmi spunea el mie. Eu care chipurile am fost în biserică toată viața, de unde? Eu am fost în lume să-l cunosc. Îmi spunea el, mi-explica mie cum funcționează sistemul lumii. Frate, e o atracție între mine și lume, zic, mie îmi spui. Păi fără atracția între mine și Dumnezeu, nu m-aș fi despărțit de atracția între mine și lume. Trebuie ca Dumnezeu să-mi dea un foc mai mare ca să birui pe ăsta din lume. Oh, Hristos, făptură! Nouă, lăudați să fie Domnul. Și iau-te ce mai spune aici. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Eu vreau să te întreb, tu l-ai învățat pe Hristos? Ai stat în Scripturi să înveți cum gândește Hristos? Să vezi cum gândește cerul, să înțelegi Constituția lui Dumnezeu, valorile, legile după care funcționează împărăția? Sau tot ce faci, ascult pe la YouTube, pe la Nea Gheorghe, Nea Ion, Nea ăla, Nea ăla și îți faci o părere despre Hristos? Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Ce să facem? Citim împreună. Să vă dezbrăcați care se strică după poftele înșelătoare. Ne oprim aici, ne oprim aici. Voi ați avut vreodată pe voi vreo haină care puțea rău de tot, așa mirosea rău de tot? Da sau nu? Eu mi-aduc aminte, abia așteptam să o dau jos.
Odată am fost undeva, nu știu câte zile, și am dormit pe acolo, pe niște păduri, și am făcut misiune, și așa, n-aveam dușuri, n-aveam nimic, vreo săptămână, două, cu șervețele, cu alea, și când am ajuns în fața primului duș, am zis, rup tricou, rup totul, nu mai suportam haina aia veche. Și degeaba, nu mergea, zica la puti, puti, dai călduț. Era groaznic. Dragul meu, vreau să spun că omul cel vechi miroasă, se strică. Cum ce zice Biblia acolo? Se strică. Vreau să te întreb ceva, când iei fructe de la supermarket sau iei mâncare și nu o bagi la frigider, ce se întâmplă cu ea? Dar vreau să te întreb, frigiderul ce rol are? Hai să te întreb altceva. Când ai luat fructul din copac, tu înțelegi că a început deja procesul lui de intrare în putrefacție? Ei, noi așa suntem. Noi când am căzut din copac la Geneza, când ne-am fost tăiați de cel rău prin neascultare, noi am început să ne stricăm. Suntem stricați, dragii mei. Problema e că nu vrem să acceptăm asta despre noi. Ne credem morali, ne credem umaniști, ne credem o generație de oameni deștepți, de oameni de IT-și, dar noi, în firea noastră, zice David frumos, în păcat m-a zămislit mama mea, cu alte cuvinte, deja stricat. Când m-am născut, m-am născut cu gând rău. Se strică după ce? După poftele. Uite ce face. Omul vechi, el răspunde la pofte. La impulsuri. El trăiește pe impulsuri. Și vreau să te verifici în săptămână. Când începi să trăiești pe impulsuri, omul vechi și-a făcut din nou apariția, s-a dat jos de pe cruce. Nu mai vrea să stea acolo. Citim mai departe. Vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică. Deci trebuie să fie o dezbrăcare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați, atenție, vă citesc din Scriptură, în omul cel nou. Wow! Cineva să zică ioi. Data trecută m-ați mustrat, a zis aici, iar deal, nu poți să zici wow, că nu ești în America, aici să zice ioi. Nu, acum am zis ioi. Să vă îmbrăcați în ce vrea să te îmbraci Dumnezeu? În omul cel? Vezi tu că există personajele astea în Biblie și tu nici nu le-ai văzut până acum? Făcut după chipul lui? Lui Dumnezeu. Dar aici ai tot secretul. Ia uitați, citim împreună. De o neprihănire și sfințenie pe care o dă? Oh, aici ai baiul. Noi nu vrem să ne întâlnim cu adevărul. Noi vrem prorocii, ne plac cântările, ne plac predicile, ne plac conferințe, prăjituri, părtășie. Noi cu adevărul mai subțire, frate Sani. Odată eram într-o biserică și am citat așa din cap versete și nu le citam cu referință, cu toate că la unele le știam. Și vine un frate și îmi zice la sfârșit, mi-a plăcut tare mult că ai citat din Eminescu. M-am uitat la el și am zis, frate drag, aia era epistola a întâia după Corinteni. N-avea nicio treabă cu Eminescu. Și mi-am dat seama că oamenii cunosc multe, dar nu cunosc adevărul. Îmi spunea un tânăr, eu vreau să citesc despre toate religiile, să cunosc unde e minciună, unde... Dragul meu, tu nu ești chemat să cunoști toate religiile, ești chemat să cunoști adevărul. Vezi tu, omul cel nou are treabă cu adevărul. În primele 6 luni, și asta e mărturia mea personală și a părinților și a fraților mei, după ce m-am întors cu fața spre Hristos, adevărul acesta mi-a schimbat viața și macazul vieții mele pentru totdeauna. Atenție, adevărul! Când am pus adevărul în mine și în mintea mea, mintea mea s-a înnoit și când venea ispita, nu mai lupta Sanitranca, omul cel vechi, lupta adevărul. Este scris, este scris. Lăudat să fie Domnul. Avem vești bune. Vezi, vreau să spun, nu poți gândi greșit și trăi corect. Și nici nu poți gândi corect și trăi greșit. De asta, mintea noastră trebuie să primească softul împărăției cerurilor și ăla se găsește aici. Spunea o soră, vai, așa îmi plac romanele. Știi, stocătoare de romane, frate Sani. Dar zic, dar Biblia o citești din când în când. Zic, de-aia gândești așa. Tu trebuie să începi să gândești corect și să gândești corect. Trebuie să te duci la adevăr. Amin? Nu mai citi toate prostiile, nu mai citi toate lumii. Nu ai nevoie de gunoaiele lumii acestea. Să știi ce știe psihologul tare și psihologul ăla, ce psihoterapeut. Dragul meu, toți au fost corupți, au creat din omul cel vechi, din Adam. Noi avem nevoie de omul cel nou, avem nevoie de lucru care are sorginte cerească și ăla e cuvântul lui Dumnezeu. Crede-mă,
Cuvântul transformă, e viu și lucrător. Problema e că suntem prea lene să-L primim în viața noastră. Apostolul Pavel îi spune, atunci când voi ați primit, îi laudă pe tesaloniceni adevărul în inimile voastre cu blândețe, El a lucrat și v-a făcut roditori. Păi, noi nu primim, că noi... Stai să văd ce-o zis ăla, stai să mai intru pe YouTube, să intru pe Instagram, să intru pe TikTok, să intru pe nu știu care, Tu n-ai timp să vezi ce zice adevărul. Dar astăzi, provocarea lui Dumnezeu e că te invită să înveți ce spune adevărul. Ascultă-mă, lui Dumnezeu nu-i trebuie 100 de ani să te transforme? Bă, frate, încă am probleme cu poftele, știi tu, din alea, înțelegi, grele. Păi, e logic ai. Tu cum ai scăpat? E simplu. M-am dus și am învățat ce spune adevărul. Când rămâi în vechiul Adam, vă spuneam, revelația inferioară te coboră aici. În Hristos, făptură nouă. Ai biruință, ești deja deasupra păcatului. Când ești în adevăr, ești deja deasupra păcatului. Când citești Scriptura și Biblia spune că nu ai nevoie de lucrul ăla să te facă fericit și realizezi, wow, eu pot să zic nu la asta. Când înțelegi, când începi să gândești biblic, când începi să gândești corect, începi să trăiești corect, adică biblic. Vezi tu, asta a fost omul cel vechi. Omul cel vechi are probleme serioase, spune-i vecinului, are probleme omul cel vechi. Deșertăciunea gândurilor, minte întunecată, tu vorbești cu el, de el săracul are mintea întunecată. Încerci să-i explici, de el are mintea întunecată. Și mai spune ceva acolo, frumos, foarte frumos, descrie Apostolul Pavel, fiind străin de viața lui Dumnezeu, fiind străin, dezbrăcați-vă de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Eu vreau să vă întreb, ce vă transmite vouă cuvântul dezbrăcați-vă, care e la prezent continuu, ce vă transmite? Că te dezbraci odată de omul cel vechi, îl pui la cruce și gata, ai scăpat? El mâine o să-și ceară drepturile. Dimineața când te trezești, primul lucru care o să-și ceară, omul cel nou o să zică, mergi și citește Scriptura și omul cel vechi o să zică, mai strânge puțin perna în brațe. Mai, întâi pentru tine, stai un pic să te respecti. Întâi tu, trebuie să te respecti. Apostolul Pavel avea o vorbă, eu mă port aspru cu trupul meu. În original spune, îi dau, îl înnegresc, îl bat, să-l țin în control, pentru că nu vrea. Să ridică și-și cere drepturile. Firea pământească își cere drepturile. O, Doamne, ai milă de noi, amin? Aș vrea totuși să mai subliniez un pic despre omul cel nou. Vezi că noi avem câteva texte paralele pe care Apostolul Pavel le folosește, textul din Efeseni, capitolul 4, dar și din Coloseni 3, ele sunt epistolele lui Pavel care merg cumva în paralel. Și spune acolo în Coloseni 3, 8-11, dar acum, lăsați-vă de aceste lucruri, mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unul pe altul. Vreau să te întreb, care a fost lucrul prin care diavolul a păcălit pe om? Minciună. Omul cel vechi minte, e bun la mințit. Să minte pe el, își minte familia, îi minte pe alții, îi minte sistemul. El trăiește din asta pentru că el este supus mincinosului și tatăl minciunii. De asta ai nevoie de adevăr, că adevărul vine când vine lumina, puf, îți luminează, îți expune minciuna și ești eliberat. Întrucât, continuă Scriptura, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât, citim împreună, v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Iată că omul cel nou se înnoiește continuu. Eu am nevoie continuu să fac update la soft pentru că tendința mea firească este să mă duc înapoi în vechiul Adam. Tot timpul am nevoie să mă duc la soft în omul cel nou care se înnoiește după chipul lui Dumnezeu. Dar, dragul meu, e un singur antivirus care funcționează. Și ăsta se numește cuvântul lui Dumnezeu. În Hristos, făptură nouă, lăudați să fie Domnul. Vezi tu, notă, subliniere. Omul cel nou se înnoiește spre cunoștință. Ai nevoie de cunoștință. Pentru că ai văzut una din caracteristicile vechiului om, este că se minte. Îi place să se mintă pe el. Nu pot, mă, să zic nu la tutun, mă. Nu pot să zic nu, mă, la poftele astea sexuale. Nu pot să zic nu la băutură. Nu pot să... Mi-e greu, mi-e foarte... Nu pot, mă. Vin la biserică de 6 ani. Rugați-vă pentru eliberare. Nu, prietene. Tu poți să fii eliberat când te întâlnești cu adevărul. Nu-ți ia 100 de ani și lui Dumnezeu nu ia 100 de ani.
Tu nu că nu poți, nu? Nu vrei! Dumnezeu deja ți-a dat puterea. Problema e că tu nu vrei. Tu iubești păcatul, recunoaște. Băi, eu iubesc păcatul, iubesc chestia asta, iubesc poftele astea, nu vreau să mă las ele. Fii sincer și onest, nu te mai minți. Pentru că ăla e momentul în care Dumnezeu lucrează în viața ta, când ești onest. Amin. Vezi tu, David, când a păcătuit cu Bathsheba și a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, n-a încercat să zică, Doamne, poate n-am fost eu, s-ar putea să fi fost vreun soldat de-al meu, s-ar putea. David a fost onest. Iartă-mi nelegiuirea, căci înaintea ta, numai înaintea ta am păcătuit. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duh statornic. David a realizat că el n-a avut atunci un duh statornic și o inimă curată. Și cui îi cere să zidească această inimă? Lui Dumnezeu! Vezi, trebuie să ai o inimă onestă, o inimă sinceră, să fii sincer. Măi, iubesc lucrul ăsta, sincer. Vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu nu trimite omul vechi la biserică. Nu-l pune să memoreze Scriptura și doar atâta, pentru că soluția pentru omul cel vechi este una singură. Știți care este? Execuția. Slavă Domnului, cum spunea un om al lui Dumnezeu, că execuția a avut loc vreo 2000 de ani în urmă și acolo, în locul nostru, în locul lui Barabas, care aș trebui să fiu și eu, a fost Hristos. Amin? Slavă Domnului! Deci Dumnezeu nu tunează omul cel vechi, El vrea să-ți dea o făptură nouă! Haleluia! Asta e o veste extraordinară! Omul cel vechi nu moștenește împărăția lui Dumnezeu. De asta e important să înțelegem bătălia asta. Omul vechi, omul nou. Cum spuneam, omul cel vechi este corupt. Nu se poate schimba. Eu vă spun sincer, mi-aduc aminte, am avut un om care a venit împreună, au venit mai mulți la biserică împreună cu mine, dar unul îmi spunea, Sani, eu vreau să-l bat pe diavol cu faptele lui, cu armele lui. Eu m-am dus așa și am făcut așa și vreau să fiu acolo cu ei și să văd exact tacticile satanei. Și mă uitam, le ziceam, bă, omule, ce-i cu tine? Și într-o zi se duce el, săracul, care era și așa cu dependențe și cu probleme, să evangelizeze el niște alcooliști. Și vreo 3 zile n-am mai dat de el și după 3 zile mă duc să-l caut. Mă duc să-l caut și se trezește ăsta buimac, nu știa pe unde e. Zic, alo, hello, e prezent? Prezent. Ce ai făcut? Păi să vezi cum a început totul, m-am dus să-i evangelizez. Să-i iau eu cu armele celui rău, să-i fac pe ăștia, să-i distrug, să-i... Și ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? El o bere, eu un suc. El două beri, eu o bere. El trei beri, eu două beri. El a trecut la vodcă, eu la vin și tot așa. Și până mi-am dat seama, m-au evangelizat ei pe mine. De ce? Pentru că el a încercat să lupte în puterea omului vechi. El a încercat să lupte în puterea omului vechi. Dragul meu, armele luminii sunt diferite. Nu sunt ură, sunt milă. Nu sunt, mă duc să-l pun pe ăsta la punct, te rogi pentru el. Domnul Hristos spunea, binecuvântați-i pe vrăjmașii voștri și pe cei ce vă... Bleastă-mă că și la aceasta ați fost chemați. Dar el n-a vrut să citească Scriptura, n-a vrut să învețe armele luminii să se îmbrace cu ele și de aceea a fost biruit. Aș vrea să te întreb, știi ce face Dumnezeu cu omul cel vechi? Cum spuneam, nu-l duce la biserică, dar epistola după Roman, după părerea mea, pe lângă că se numește Mica Biblie și e cea mai elocventă lucrare din istoria umanității scrisă vreodată, spune un fapt care s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani. În Roman spune așa, capitolul 6, de la 3. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El prin moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu Lui. Și aici e versetul cheie. Știm bine, citim împreună, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de putere. Da? În așa fel încât să nu mai fim robe ai păcatului, să trăim acolo la parter, ci să fim în Hristos, făptură nouă, adică biruitori. Vezi tu, planul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine nu e o viață de chin. Cum ești, frate? Ca pe pământ, frate, mă chinui.
Planul Dumnezeu nu e ăsta. Planul Dumnezeu pentru tine și pentru mine e o viață nouă, e o viață cu pace. Nu înseamnă că nu trecem prin suferințe, dar și alea le încadrăm în viața noastră de creștini. Trecem cu atitudine potrivită prin ele. Nu înseamnă că nu ai scăderi, că nu ai sincope, dar treci diferit prin ele. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta și viața mea este făptură nouă, o viață nouă, spune Scriptura clar. Omul nostru cel vechi a fost răstignit. Ce a făcut Domnul Hristos pe cruce și ce a făcut? L-a luat pe Adam în natura lui, l-a pus pe cruce și l-a răstignit ca el să nu mai aibă putere asupra omenirii. În momentul ăla, 2000 de ani în urmă, Adamul, vechiul Adam a fost răstignit împreună cu Hristos. E un fapt istoric. De-aia Biblia spune, noi știm. Problema e că noi nu știm. Cum ești, frate? Cum ești, soră? Birui păcatul. Păi încă nu birui, frate, că e grea crucea. Care cruce? Păi nevastă mea asta e crucea, o car cu mine, e grea tare de tot. Nevasta ta nu e crucea ta. Crucea ta e altceva. Crucea ta, o să vorbim despre aceea, este. Este voia ta, dorința ta, aspirațiile tale care Dumnezeu ți le cere să te lepezi de ele. E altceva, alt subiect. Dar, dragul meu, Dumnezeu în Hristos l-a răstignit pe Adam. Acum noi știm lucrul ăsta, dar trebuie ca să ți-l aplici la viața ta personală. Apostolul Pavel continuă acolo și spune, socotiți-vă morți față de păcat. Problema e că tu nu te socoți mort, te socoți viu la păcat. Când vine păcatul, tu dansezi cu el. Începi să, ce mă atrage, ha, ce-mi place. Oh, oh, uite, wow, wow, wow. Mai bagă și o melodie acolo la radio și în autobuz, parcă, Și te atrage iar diavolul la parter și acolo te chinuie. Și sunt atât de mulți care și-au mărturisit credința în Hristos, care încă n-au fost eliberați, nu sunt liberi. Știi de ce? Nu pentru că Domnul Hristos nu și-a terminat treaba, El a terminat treaba Lui. Problema e că noi nu știm cum să aplicăm ce a terminat Hristos. Înțelegeți? Amin. Doamne, ajută-ne, ajută-ne. Dragul meu, mai am în seara asta. Pune centura de siguranță, lasă telefonul jos, nu te mai uita la ceas. Să știi că nu-i politicos, când predică predicatorul, tu tot te uiți la ceas. Domnul să te binecuvânteze. Îți spun eu cât e ceasul. Acum întrebarea este, Doamne Iisuse, dacă Tu ai murit pentru mine și Tu vorbești despre viață nouă, unde e viața asta? Că vreau să o experimentez și eu. Eu în puterea mea nu pot să mă schimb. Sunt arogant, sunt mincinos, sunt păcătos, sunt legat de păcat, mă atrage lumea asta ca un magnet, în puterea mea nu pot. Am realizat lucrul ăsta. Unde este viața mea? Și una din cele mai transformatoare adevăruri care eu le-am găsit în Scriptură despre omul cel nou este în Coloseni 3:3 și aș vrea să-l citim împreună. Coloseni 3:3, mulțumesc, Amanda, te miști repede. Citim împreună. Căci voi ați murit. Opriți-vă. Îți vine să crezi asta? Sau pentru tine e doar un verset care îl citești în Sfânta Scriptură? Tu realizezi că tu ai murit? Dacă tu ai venit la credință în Hristos, vechiul tău, eul tău, a murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Unde e viața ta? Nu mai e la tine, la purtător. Viața ta e în Hristos. De asta diavolul nu mai poate să-mi ia viața asta. De asta diavolul nu mai poate să mă atace. Poate să mă moare trupul, dar nu poate să-mi ia sufletul, pentru că l-am dat lui Hristos. Și viața mea e ascunsă cu Dumnezeu și când Hristos va veni, Hristos vine și cu viața mea. Aleluia! Exact ca și cum aș fi pe pământ, aș fi aici în țara asta, în România, și mi s-ar termina, să spun așa, binecuvântarea financiară. Să zic că n-aș mai avea niciun ban pe card. Și mă sună fratele păstor Filip, Sani, stai liniștit că vin eu și cardul ăla, altul, al tău, e la mine. Ăla l-am păstrat eu, pe ăla nu-l poate lua nimeni. Nu ți-l poate virusa niciun soft, nu ți-l poate fura niciun diavol, cardul ăla e la mine. Și vine Filip cu cardul meu nou și am acolo multe resurse financiare să pot ajuta pe cât de mulți doresc eu. Înțelegi tu? Este o viață care e ascunsă în Hristos. Diavolul nu poate atinge pe Hristos. De asta Avram, când a primit copilul, da, promisiunea, după 25 de ani de rugăciune, Dumnezeu îl cere înapoi. Pentru că ce pui în mâna lui Dumnezeu este în siguranță. În siguranță. În siguranță. El vrea să te elibereze. Uite ce adevărul. Evrei 10:14, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Wow, Sani, frate, sunt sfânt? Da, o să vorbim despre sfințenia, identitatea și sfințenia de identitate. Ești sfânt,
Dar ideea e că trebuie să-și duci sfințirea până la capăt. Dumnezeu te-a făcut sfânt, te-a spălat. Vreau să te întreb, când copilul tău, ai avut copii sau frați mai mici, când erau murdari și se murdăreau, cădeau prin baltă, ce făceai? Îi curățai, îi sfințeai, dar rămâneau curați. După 7-8 ore, iar trebuia să schimb pampersul, iar trebuia să schimb scutecul, iar trebuia să-l speli, iar... Pentru că asta este, cum să zic, viața, e ritmul vieții. Dumnezeu ne-a sfințit, dar avem și noi o sfințenie de dus. Cămașa ne-a dat-o curată, dar trebuie să o păstrăm curată. Pentru că în Hristos sunt o făptură nouă și dacă sunt o făptură nouă și am un soft nou, eu o să mă comport după softul care mi-l dă adevărul, după impulsurile care mi le dau adevărul, nu după impulsurile omului vechi. De asta când au venit prietenii mei la mine, mi-aduc aminte, după ce mi-am dat viața lui Hristos, noi jucam poker pe banii în vremurile alea, nu știu cum era la voi. La un moment dat îmi zice unul, hai bă, trancă, n-aruncă-m o mână, că tu erai tare la de-astea. Păi zic, n-am mâini. Bă, îți bajoc de mine. De înjura nu înjur, de fumez nu mai fumez, de băut am văzut că nu mai bei, de jucat ăsta de așa, de ăla așa. Ce ți-au făcut, mă, pocăiți ăștia? Nu-ți mai dau voie? Și eu am spus simplu, nu mai am nevoie. Nu că nu-mi dau voie, nu mai am nevoie. De ce? Sunt o făptură nouă, am alte preocupări, am alte fericiri. O, lăuda să fie Domnul. Vreau să te întreb, tu ai găsit viața asta sau pentru tine viața de biserică, viața cu Dumnezeu e plictisitoare? Dă-mi voie să spun ceva. Dacă te plictisești ca și pocăit, nu ai găsit viața nouă. N-ai început să o experimentezi. Crede-mă. În Hristos nu există plictiseală. N-ai cum. N-ai cum. Dumnezeu care a creat cerul și pământul, Dumnezeu care a creat omul, care a pus milioane de neuroni în omul ăsta, în ochiul tău, sunt atâtea, nu știu cum să numesc alea din ochi. Zicea cineva, vorbea despre ochiul uman și spunea că nu există telescop, nu există inginerie să creeze ochiul uman, nu există. De ce? Pentru că Dumnezeu e creator. N-ai cum să te plictisești când umbli cu creatorul. Enoch, un om, a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și Biblia spune că Dumnezeu l-a luat cu el. Nu s-a plictisit niciodată. Dar dacă te plictisești, probabil că încă tu mergi în softul cel vechi, în Adam, în vechiul eu. Eul încă domnește acolo. Mai este puțin, dragii mei, fiți gata pentru lucruri mari. Îmi place ce spune Galaten 2 de la 19 la 21, căci eu prin lege am murit față de lege să trăiesc pentru Dumnezeu. Pentru cine ești chemat să trăiești? Pentru cine ești chemat să trăiești? Lăudat să fie Domnul, pardon. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Pavel acceptă adevărul ăsta. Hristos a murit pentru mine. Am fost deja și eu răstignit împreună cu El. Vechiul meu Adam a fost răstignit, nu mai are putere asupra mea. Vechiul Adam îi ispitește acum, dar eu am în sfârșit puterea să-i spun nu. Aleluia! Știi ce am realizat eu când m-am întors la Domnul? Că în sfârșit aveam puterea să spun nu. Strigau țigările, strigau drogurile, strigau alcoolul, strigau alea, strigau. Și eu spuneam nu. Până atunci n-am putut să spun nu. De ce? Pentru că nu fusesem răstignit împreună cu Hristos. Dar prin credință în El, mi se aplică și mie jertfa lui Hristos. Aleluia! Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aleluia! Și viața pe care o trăiesc în trup, citim împreună, o trăiesc în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cei de la Teen Challenge, vă rog frumos să vă notați acest verset. Și nu numai voi, ci toată biserica. Pe lângă Galateni 5 cu 17, ăsta este fratele lui. Pe lângă 2 Corinteni. Ăsta e fratele lui. Am fost răzit, spune acolo, cum trăiesc viața? Prin credință. Vreau să spun ceva, când nu trăiești prin credință și trăiești prin vedere, te duci din nou în vechiul Adam. Ia să văd ce mai zice lumea, să văd ce mai... Știi ce? Știi cine e cu cancanuri? Adam se hrănește cu cancanuri, Hristos nu. El are o viață nouă, El are o țintă, El are un scop, El are un cer, are o viață care vrea să ți-l dea. Aleluia! Doamne, ce binecuvântat sunt! Lasă telefonul! Domnul să te binecuvânteze! Păi tu îmi zici aici cu mine, zic, în Hristos, făptură nouă, și tu ți-ai scos telefonul. Păi în Hristos biruiești telefonul, dragul meu! Amin! În Hristos birui vocea acestei lumi. Dar mai e ceva. Ce spune aici Hristos? Că noi trăim viața prin credință, cu alte cuvinte. Nu trebuie să mai fii sclavul naturii vechi. Natura veche strigă la tine. E ca un câine pe care Hristos l-a legat deja. Și acum doar latră, dar nu te mai poate mușca. Înțelegi?
Vechiul Adam latră, te bat, te dobor în păcat. Latră cât vrei, eu sunt în Hristos și sunt făptură? Nu. În sfârșit, acum pot să spun nu. Pentru că Hristos, pentru că te-a biruit pe tine păcatul, moartea și pe diavolul, pot să spun nu păcatului. De aceea, dragul meu, fii bucuros că Dumnezeu în Hristos ți-a dat puterea să spui nu. Aleluia! Asta e una din cele mai mari descoperiri care eu le-am făcut când m-am pocăit. Eu nu puteam să spun, spuneam doar da. Și la lucruri bune și la lucrurile. Eram cu da. Dar când m-am întors la Hristos, câinele, vechiul Adam a fost legat, eram eliberat, nu mai trebuia să tremur de acest lup care mă vrea să mă distrugă și pot în sfârșit să spun nu. Pentru că acest Dumnezeu, Hristos, s-a dat pentru mine, zice, m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Lăudat să fie Domnul! De asta vreau să fac o notă aici. Omul cel nou sau omul ceresc trăiește prin credință. Haideți să spunem împreună. Omul cel nou trăiește prin credință. Stai puțin, credință în ce, frate Sani, că nu înțeleg. Nu credință pozitivă, dragul meu. Cred că va fi bine, nu mă doare la dentist, nu mă doare la... Îți spun eu că te doare, că am fost eu zilele trecute. Credință în ce? În adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Căci lumea și pofta ei trece, dar cuvintele lui rămân în veac. Eu vreau să te întreb, tu vrei să rămâi în veac sau vrei să treci odată cu lumea și pofta ei? Pentru că dacă continui să trăiești în Adamul cel vechi, când va fi măturată lumea asta și spune Hristos că va lua ca pe un sul cerurile și pământul, vei trece și tu cu ele. Dar dacă trăiești prin credință în Hristos, în promisiunile Lui și cred, Doamne, cuvântul Tău și că Tu vei reveni și mi-aduci o viață nouă și mă vei ridica din morți la o viață nouă și un trup slăvit ca al Tău, atunci ai nădejde. De asta Pavel nu se temea de moarte. De fapt, spunea unul om al lui Dumnezeu odată și mi-a plăcut, Pavel a hotărât să moară. Își terminase lucrarea. Nero a fost doar unealta prin care Dumnezeu l-a trimis în cer, atâta tot. Dar Pavel spune, acolo lui nu era frică de moarte, pentru că el știa că va fi o înviere a morților. Tu ești conștient de asta, despre ce vorbim? Doamne, dă-ne lumină! Că viața nu se termină, cum spunea fratele nostru, la groapă. Pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, e doar un pas. Aleluia! Zicea Pavel, nici nu-i zice moarte, zice, mă mut acasă. Ce faci? Mă pregătești eu să mă mut. Păi, o prea mai îmi place pe pământ, păi m-am plictisit pe aici. Mi-am cam terminat treburile, am slujit biserica, laudat să fie Domnul. Dragul meu, trebuie să începem să vedem și să acceptăm că există o moarte. Știu că e greu la 20 de ani să te gândești la moarte. Dacă n-ai văzut mulți oameni care ți-au murit pe lângă, Biblia vorbește că omul este rânduit să moară o singură și după aia vine judecata. Trebuie să ne obișnuim că există o judecată. Transmiteți lumii cu care vă întâlniți săptămânal, este o judecată a pământului. Fiți ca și noi, fiți curajos, fiți îndrăzneți. Dar există și o soluție. Darul fără plată a lui Dumnezeu, care este viața veșnică în Iisus Hristos. De asta vreau să spun, omul ceresc trăiește prin credință. 2. Omul ceresc se uită în oglinda cuvântului, constant. Spune Iacov 1:22-25, fiți împlinitori ai cuvântului. Iată, Adamul cel vechi, el nu, lui nu-i place Scriptura, nu iubește Biblia. Când vezi în tine, păi nu am chef să citesc Biblia, știi cine vorbește, da? Omul cel vechi. Tu nu asculta de el. Omul cel nou vrea, zice, omul cel nou când e născut un bebeluș, ce face ăla, ce cere? Ce vrea? Vrea lapte, vrea să trăiască. Dacă tu nu ai strigătul ăsta în tine, e o problemă. Înseamnă că asculți prea mult de vechiul Adam și diavolul te minte ca pe Adam și Eva. Spune Iacov aici, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă ca un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a fribit pleacă și uită îndată cum eram. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății? Cu alte cuvinte, când tu stai în cuvânt, păcatul nu te biruie. Ai biruință asupra mâniei, asupra păcatului, asupra bârfei, asupra ochiului rău, asupra criticii. Bă, dar nu-ți vine și să zici ceva? Latră vechiul Adam, da? Eu sunt în Hristos. Făptură? Nu. No. Bă, dar nu-ți vine să te mâni, nu-ți vine să-i zici lui ăsta ceva? Vechiul Adam mă învață să-i zic, da? În Hristos eu sunt făptură nouă, trebuie să mă rog pentru el. Ce spune Iacov aici? Omul ceresc se uită în oglinda cuvântului constant. Spune acolo?
Citim împreună, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, nu legalismului. Nu fă așa, îmbracă-te așa, fă așa. Hristos nu are treabă cu lucrurile astea. El vrea să te facă liber față de păcat, în primul rând. Amin? Față de diavolul și față de fire. Și va stărui în ea. Citește bine cuvântul. Va stă. Ce înseamnă să stărui? Mi-aduc aminte când mi-a zis Adina, că nu prea era sigură, când m-am dus să o cer de sus. Am stăruit, frate. Am continuat, am bătut până... S-am stăruit. Nu ca un ascultător, uituc, ci ca un împlinitor cu... Va fi fericit în lucrarea lui. Doar ăla. Doar ăla va avea propășire care se uită în oglindă. Omul ceresc nu numai că trăiește prin credință, dar este un om care se uită constant în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Știi ce? Știi de ce nu se uită mulți aici? Că nu vor să vadă ce e în viața lor cu adevărat. Nu vor să știe cât de răi, cât de hâtri sunt, cât de zgârciți sunt, pentru că Biblia nu se uită, nu vorbește despre aspectul tău exterior. Biblia spune cu adevărat cine ești tu. Îți spun ceva, când am citit Scripturile, până atunci credeam că sunt un om bun. Nu dădusem la nimeni încă, nu bădusem pe nimeni. Când am citit Biblia, mi-am dat seama de urâțenia păcatului din mine. Și am zis, băi, Sane, uite-te la tine, ești mânios. Ai ochi critic, ai ochi rău. Așa. Am găsit o listă întreagă și am zis, Doamne, cine mă va izbăvi, mă va mântui? Cine? Și soluția este în Hristos. Deci omul ceresc trăiește prin credință, doi, omul ceresc se uită unde? Nu pe Instagram. Am auzit că acum au ajuns de la 6 ore cât era la 11 ore. Oamenii stau și scroll. Dar ce ar fi? Ascultă-mă, și eu stau pe telefon, dar nu stau așa de mult. Ce ar fi să folosești telefonul, să începi să citești Biblia în orele alea? Nu ți-ar folosi mai mult? Oare cum ar fi biserica dacă în timp ce ar petrece 3 ore pe Instagram, 2 ore pe Facebook, nu mai știu cât pe TikTok, pe știri, nu știu cât, să stai în cuvântul lui Dumnezeu? Folosește device-ul ăla spre slava lui Dumnezeu și spre creșterea ta, nu spre distrugerea ta. Adam își cere drepturile în fiecare zi. Vreau. Deschide Instagram-ul. Nici nu te-ai trezit bine, ești pe Pinterest. Nici nu te-ai trezit bine, ești pe TikTok. Să vezi ce zice gura lumii. Dar Dumnezeu nu vrea să stai în gura lumii. Dumnezeu vrea să stai în cuvântul lui. Gura lumii care, iată, dragii mei, și pute urât. Mai este ceva. 1 Petru 1, 22 cu 25. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Vreau să te întreb, prin ce? Omul cel nou întotdeauna ascultă de cine? De? Hai să citim încă o dată acolo, că e ușor așa să fim religioși. Deci ca unii care prin ascultare de... V-ați curățit sufletele prin Duhul. Deci stai puțin, frate Sani, eu am crezut că să mă curăț prin Duhul trebuie să alerg pe la proroci, să dau câteva telefoane. Nu, dragul meu, cuvântul te curățește pentru că Duhul lucrează prin cuvânt. La început era cuvântul. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. De câte ori să vă menționez și o să vă menționez cât stau pe planeta asta. Nu mai alergați la proroci că nu-i cunoașteți, nu știți ce fel de oameni sunt. Ai nevoie de un cuvânt de îmbărbătare, cuvântul îți dă. Ai nevoie de zidire, cuvântul îți dă. Ai nevoie de direcție, cuvântul îți dă. Ai nevoie de soluție, cuvântul îți dă. Este aici răspuns pentru tot ce este în lumea asta. Prin ascultare de adevăr. Și dacă faci asta, scurezi sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcute. Iată că omul cel nou are dragoste de frați neprefăcute. De ce? Că el e un om care ascultă de cuvânt. Când îl calcă la pe bătătură, el ascultă de cuvânt, zice, Doamne, vechiul Adam îmi zice să-l calc și eu, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Dar cuvântul tău spune să binecuvântez pe cel ce mă bleastă-mă. Așa că Domnul să te binecuvânteze. Amin. Știi tu de ce am zis asta? Lăudat să fie Domn. Omul cel nou ascultă de adevăr. Amin. Umblă prin credință, să uită în oglinda cuvântului și ascultă de adevăr. Dar vreau să mai spun ceva. Apostolul Pavel, mă apropii de sfârșit, sunt imediat la capăt, vorbește despre ceva, nu știu de ce, dar eu aveam impresia că Apostolul Pavel își dorea mult de tot să ajungă în cer.
Și cu cât am studiat Scripturile și am văzut, găsesc pasajele astea despre apostol și rămân absolut șocat să găsesc în Filipeni 3, de la 8 la 11, ce spune Pavel. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Care toate? Toate lucrurile din vechiul Adam, da? Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Care era țelul lui Pavel? Să-l cunoască pe cine? Pe Cichician, Cichiciong, pe cine? Ai auzit ce-o spus? Nu. Cum n-ai auzit? Nu. Păi eu pus pe YouTube ieri. Nu știu. Eu sunt chemat să-l cunosc pe Domnul Iisus. Nu știu ce se bârfește pe YouTube. Dar n-ai auzit ce? Nu știu, frate. Treaba mea e să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și ce spune aici? Pentru el am pierdut toate. Pentru el am pierdut toate. Nu vreți să citiți, vă e frică. Spunea frate meu, eu nu vreau să citesc Biblia, că după aia trebuie să fac. Pentru el am pierdut toate, cu alte cuvinte, reputație, poziție. Pavel era un om cu reputație, avea poziție în Sinedriu. Era un om deștept, era un geniu al antichității, pentru el a pierdut toate. Și le socotesc ca un gu. Problema e că tu nu socotești viața veche gunoi. Băi, oameni buni, fiecare avem un lucru în casă, lucruri vechi, corect? Mai avem câte o amintire, câte o... Dar nu trăim prin alea, trăiești prin hrana asta care o mănânci astăzi, îți asigură un viitor pentru mâine. Degeaba te uiți la o fotografie, nu trăiești prin ea. Prin lucrurile vechiului Adam nu se trăiește, se moare. Poți să te uiți la mobila de la bunica cât vrei, tot trebuie să mănânci ceva viu. Înțelegi? Le socotești tu pe toate ca un gunoi, de ce? Ca să câștig pe Hristos. Dar cuvântul acolo nu e că poți tu să-L câștigi pe Hristos. În sensul original spune să-L îmbrățișez, să-L am. Cu alte cuvinte, las totul pentru că vreau să mă leg doar de El. El e devoțiunea mea, El e pasiunea mea, El este totul pentru mine. Și apostolul merge mai departe și spune și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Domnul prin credință. Să-L cunosc pe El, citim împreună, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și aici aș vrea să citim toți împreună și să ne și ridicăm în picioare. Ce scrie acolo? Ca să ajung cu orice chip în ceruri, da? Așa spune. Extraordinar. Dacă voi putea la învierea din morți. Scopul lui Pavel, felul lui, era să aibă nu doar pe Hristos, ci ceea ce Hristos poate oferi, adică un trup slăvit, un trup mântuit. Pavel, el a înțeles că a fost mântuit când s-a născut din nou, a înțeles că și-a dus mântuirea până la capăt, acum aștepta ca și trupul lui să fie slăvit, să fie mântuit. Învierea din morți. Există o înviere din morți. Nu e o poveste, oameni buni. Hristos a înviat din morți. Mormântul este gol. El a biruit moartea. De asta vreau să te întreb și să te mai uiți odată la cele două tablouri. Luați loc în prezența Domnului. Mai avem puțin. Iar v-ați uitat la aceasta. La ăștia care vă uitați des la ceas, cred că o să vă cumpăr câte un ceas. Să vă aduceți aminte, dar că ceasul lui Dumnezeu e mai important decât ceasul vostru. Amin? Dragul meu, când vii la biserică, dedică-te cuvântului. Nu mai tot... Nu te crede, mă, crezi că ești prea important, îți spun eu. Nu te caută nimeni. Îți spun eu. Ai început să crezi că ești prea important. Cine crezi că te caută astăzi la ora? Toată lumea doarme. Unii dorm, alților nu le pasă și alții sunt la biserică. Ești aici pentru socotește-l ca un gu. Noi. Pune-l pe Hristos în prim plan. Aș vrea doar să citești cele două tablouri. Fii atent. Omul cel vechi, omul cel nou. Nu îi le-am dat lui Aman, dacă n-am avut timp. Dar data viitoare o să le pun pe sus aici să le vedeți. Unde vrei să fii? Omul cel vechi. E călăuzit de duhul de neascultare. Nu vă dau și referințele astea, că n-avem vreme, vi le dau data viitoare. Omul cel vechi e străin de viața lui de Dumnezeu. El nu cunoaște viața lui Dumnezeu. Pătrancă, eu nu înțeleg de ce voi pocăiții dați, frate. În loc să strângeți, bă, cât mai mult pentru voi. Nu înțeleg fericirea asta voastră. Voi credeți pe Hristos ăsta al vostru că e mai ferice să dai decât să primești? Nu numai că îl credem. Știința dovedește azi după 2000 de ani că așa e.
ei sunt străini de viața lui Hristos. Omul cel vechi se strică după poftele trecătoare. El are un plan pe termen scurt. Astăzi să mă simt bine. Astăzi să păcătuiesc. Astăzi să mă simt eu bine. Eu sunt centru vieții mele. Omul cel vechi e ostil lui Dumnezeu. Omul cel vechi e un fugitiv și un rebel. Nu vrea și nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu nu-l aduce la biserică pe Adam. Că nu poate să se supună. Nu uitați că din Adam a ieșit unul care se numea C-A-I. Nu. Omul cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos și ce e cel mai jalnic și cel mai dureros este că omul cel vechi nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, vrei să fii în tablou ăsta? Eu nu vreau. Hai să citesc omul cel nou. Omul cel nou se socotește mort față de păcat, adică între mine și păcat lucrurile s-au încheiat. Nu știu câți dintre voi ați avut pe vremuri, poate, o relație din asta foarte complicată între tine și cineva și n-ai mai vorbit cu ăla, pentru că între tine și el era ca și mort. Tata, când am plecat de acasă, adică când m-a alungat de acasă, când am plecat eu, e venit din armată și mi-a zis, pentru mine ești mort! Și ani de zile n-am putut să luăm legătura pentru că nu vrea. Întreb, tu te socotești mort față de păcat? Sau când vine păcatul și vorbește, ce bine era, mi-aduc aminte. Sau îi zici, între mine și tine este crucea lui Hristos. Înapoi a mea, satana! Omul cel nou se înnoiește permanent prin cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Omul cel nou își adâncește privirile în oglinda desăvârșirii. Omul cel nou ascultă de adevăr. Omul cel nou, cum spune 1 Petru 4, de la 1 la 2, trăiește după voia lui Dumnezeu și îmi place versetul ăsta și o să vi-l citesc la sfârșit. Omul cel nou se dă lui Dumnezeu. Omul cel nou moștenește împărăția și biruiește lumea prin credință. Eu vreau să te întreb, în care tablou vrei să trăiești? Omul cel vechi sau omul cel nou? Dacă nu ești mântuit, spuneam și dimineață, e ușor. Dumnezeu poate să-ți dea viața nouă în Hristos și știi cum se ajunge la mântuire, spune în Romani 10, de la 9 la 10, mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn și crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ca și tu la rândul tău să primești o înviere ca aceea. Dar cum faci să ajungi la omul cel nou? Asta e întrebarea și aici vreau să ajung în seara asta și să fac o aplicație în câțiva pași, patru pași practici. Vi dau foarte repede, pentru că o să avem încă 6 sesiuni despre identitate. Cum? Românii sunt buni la ce? Dar cum? Cine îți spune cum? Frate, trebuie să te pucuiești. Cum? Trebuie să fii sfânt. Cum? Trebuie să fii tare. Cum? Să te ții tare în încercare. Cum? Eu când m-am dus zile trecute la dentist, mă țineam de scaun și... Relaxează-te! Sunt relaxat, doamnă! Cum? Spune-mi cum! Și mi-a zis una acolo care era mai... cu minte, uitați, domnul, luați-o ușor, hai să vă explic procesul prin care trecem, să aveți idee. Dar faceți injecție? Da, 3. Da, să vă relaxați că nu o să doară. Doar nu vi le faceți dumneavoastră. Mi le faceți mie, nu vi le faceți... Dar cum? Și eu vreau să ajung la cum. Și Biblia ne spune cum. Și plecăm de la acest fapt. Roman 6, de la 6 la 14. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit. Primul lucru care trebuie să faci, primul pas, notează-ți-l, este să înțelegi în mintea ta că vechiul Adam a fost deja răstignit, dezbrăcat de putere. El e ca un câine ținut în lanț, acolo îl strigă la tine, dar nu te mai poate nimici. Dacă ești în Hristos, ești făptură. Nu, tu poți să-i spui nu acum. Tu poți să-i spui nu mincinosului, diavolului. Al doilea pas, cum îl aplici acest adevăr la viața ta? Biblia ne dă ajutor. Ne spune aici în Efeseni 4, 17 cu 22, cum aplici zilnic? Cum poți să faci lucrul ăsta? Iertați-mă. Deci primul lucru este să știi. Știți astăzi că Adam a fost... Înțelegeți lucrul ăsta? Trebuie să primești adevărul în mintea ta, numărul 1. Al doilea lucru. Cum aplici? Trebuie să te socotești mort față de păcat. Cu alte cuvinte, când vine păcatul, când vine ispita, când vine diavolul, când vine prin oameni, tu să-i spui așa, între mine și păcat s-a terminat. Eram odată într-un loc și au început acolo oamenii să vorbească foarte urât și să explice niște lucruri și eu am spus, nu vă spărați, eu nu pot să particip la locurile astea. Nu vreau, nu pot și nu cred că trebuie să fiu aici.
să fiți sănătoși. Stai, mă, că glumeam și noi, făceam o caterin, nu mă interesează caterincele voastre. Am venit să vorbim lucruri serioase. Eu nu am timp să pierd timp. Timpul meu e limitat. Pe mine am o dată de expirare pe planeta asta. Am niște zile, niște luni și niște ani, spune Iov, care Dumnezeu mi le-a hotărât și o limită peste care nu pot trece. Eu n-am timp să pierd timpul. Păi ziceam să ardem și noi gazul așa un pic. Nu vreau să ard gazul. Eu vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Eu mă socotesc mort față de păcat și față de stilul ăsta de viață. Dacă voi vreți să consumați fructul ăsta al cunoștinței, să vorbiți și să vorbiți și să vorbiți și niciodată să nu faceți nimic, pierdeți timpul fără mine. Eu am treabă de făcut. Amin? Eu sunt în Hristos. Și cum îl aplici? Cum te socotești mort față de păcat? Că așa e ușor. Frate, să animă, socotești mort față de păcat. E ușor. Hai să spun cum. Efeseni 4, 17 la 22. Să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ascultă-mă, când te întâlnești cu un sfânt, cu un om ceresc, cu unul care îl iubește pe Hristos, o să vezi în el câteva lucruri. Că omul ăsta a înțeles că neprihănirea lui Hristos e a lui și este sfânt în faptele lui. El tot timpul se aliniază cu cuvântul. De ce? Pentru că el a înțeles că trebuie să-și înnoiască în continuu mintea. Dragul meu, du-te la Scriptură! Ține sus cuvântul vieții, spune Apostolul Pavel lui Timotei, nu altceva! Ține sus cuvântul vieții! Al treilea lucru care este de aici, din Cartea Romani. Dă-mi voi să spun exact versetul, ca să nu... Versetul 6... 14. Tot așa și voi socotiți-vă. Versetul 13, al treilea lucru. După ce ți-o noiești mintea, spune acolo, nu mai dați mădularele voastre. Vreau să vă întreb, ați dat mădularele voastre păcatului de când v-ați pocăit și ați venit la Domnul? Cine a făcut asta? Și a știut că e păcat, și a știut că e greșit. Bă, știu că dacă fac asta e greșit și lui Dumnezeu îmi place, dar totuși îl fac. Să curgă sânge, frate. Mă distrez. Biblia știe ce spune? Să nu mai dați în stăpânirea păcatului modularele voastre. Păcatul acum nu mai domnește peste tine, că tu ești în Hristos și ești făptură nouă. Dar dacă tu te dai voluntar păcatului, păcatul te ia și te toacă. De aia zice să nu mai dați. Deci primul lucru trebuie să știi. Al doilea lucru, să te socotești mort, să-ți înnoiești mintea în fiecare zi. Al treilea, să nu mai dai când vine ispita. Nu te mai da, nu te mai pune în poziții sau în situații în care poți păcătui. Spunea un tânăr, zice, frate, s-a neatât, am luptat cu ispita sexuală până am căzut. Păi zic, da, tu nu știi ce spune Scriptura? Omul nou fuge. Omul nou nu stă. Timotee, fugi de... Fugi! Iosif a fugit când a văzut ispita. La revedere! Nu, dar eu vreau să stau să mă lupt. Omule, tu nu poți să birui. Hristos a biruit-o. Tu trebuie să fugi la Hristos și în Hristos... În Hristos poți, deci, dar cum? Nu-ți mai da mădularele ca pe niște unelte ale nelegiuirii. Și al patrulea este, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Ți l-ai notat și pe patru? Vii din morți cum erați, dați lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Bă, omul, explică-mi și mie ce vrea Dumnezeu, cum? Dumnezeu vrea un singur lucru de la tine, îți spun eu ce vrea. Roman 12, capitolul 1 cu 2. Aduceți trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Păi în momentul în care tu l-ai dat pe sanii trancă lui Hristos, mai poate el fuma? Mai poate el să se drogheze? Mai poate el să curvească? Mai poate el să înjure? Mai poate el să blesteme? Ai dat mădularul acesta, ai dat trupul acesta lui Dumnezeu să-l facă un templu sfânt. Vezi tu, Dumnezeu prin Scriptură ne învață ce să facem. Trebuie doar să căutăm. Ești tânăr. Dă-i trupul tău lui Dumnezeu, lasă-l pe Dumnezeu. Doamne, mâinile astea ți le dau ție, sfințește-le. Gura asta ți-o dau ție, sfințește-o. Eu am făcut asta, oameni buni, ascultați-mă, am venit dintr-un întuneric teribil. N-are rost să vă povestesc, dacă v-aș spune toată povestea vieții mele, v-ați speria, n-are niciun sens să vă spun. Într-un întuneric și niște legături demonice teribile. Și când m-am predat lui Hristos, că eu am înțeles că trebuie să-mi dau trupul, am înțeles din primele zile. Nu poți cu dracu și cu Hristos, nu poți. Și am zis, Doamne, îți dau mâinile mele. Nu mai vreau să lovesc pe nimeni de azi.
îți dau gura mea, nu mai vreau să bleastăm. Dracu era la două, trei fraze în gura mea, stăpânul meu. Și știi ce s-a întâmplat? Din momentul ăla, ascultă-mă, din secunda, eu n-am mai putut să-mi jur. De ce? Pentru că atunci când m-am predat lui Hristos, Hristos în noi, nădejdea, slave, El mă ajută, El luptă pentru mine și în mine, amin? Când mi-am dat mâinile mi-au stat acasă. Și primul test a venit la două săptămâni. Am fost înconjurat de o gașcă vrăjmașă, într-un alt cartier unde mergeam la biserică, și normal, au scos cuțitele, au început să mă împingă, să înjure, și instinctul, nu? Vechiul Adam, bă, dar n-ai fi prost să nu te aperi. Și aud o voce blândă care îmi spune, bagă mâinile în buzunar. Și am zis, Doamne, dacă le bag în buzunar, cum mă pot apăra? Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și am băgat mâinile în buzunar. Și credeți-mă, oamenii au fugit speriați când au văzut puterea lui Dumnezeu peste viața mea. N-am acum timp să vă spun toată povestea, dar cuvântul lui Dumnezeu funcționează. Când îi predai trupul lui Hristos, El te păzește. Când îi predai mădularele lui Hristos și te dai pe tine, îmi place în Bucovina, avem o vorbă acolo la soția mea. O auzeam la soacra mea deseori, zice, mă dau să fac plăcintă. Mă dedic acum. Și era atentă doar acolo, mă dau să pun murături. Era doar acolo. Acum mă dau la cititul Scripturii. Dragul meu, când te dai lui Hristos, Dumnezeu te ia în serios. Trebuie să știi, trebuie să te socotești, să țănuiești mintea, să nu mai dai, să iei decizia asta, începând de azi, Doamne, oricât m-ar costa, nu mai dau mădularele mele, trupul acesta să-și bată diavolul în joc de mine, ci mă dau pe mine însumi lui Hristos. Acum ne putem ridica de tot. Pentru că vreau ca fiecare să se cerceteze în dreptul lui. Și vreau să faci o rugăciune de predare. Eu îmi doresc asta pentru tine. Nu știu care e zbaterea ta și care e problema ta, dar astăzi am început o serie despre identitate și îmi doresc cu toată inima și cred că cu adevărul lui Dumnezeu care ne vorbește și Duhul Sfânt care ne cercetează, noi o să fim eliberați de multe probleme. O să ne uităm în urmă și o să zicem, când am fost eliberat și de asta că nu știu? Păi nu mai știi că tu te-ai dat Domnului Hristos și te-ai dat studiului Cuvântului Dumnezeu și aplicării Lui și împlinirii Lui și Hristos a început să lucreze în tine! Viața nouă a început să se arate în tine! Pentru că tu te-ai lepădat de aia veche, de Adamul vechi. Vrei tu să fii un om al lui Dumnezeu? Haideți să ne rugăm împreună, fiecare în dreptul lui, și după aia o să vă dau ultimul verset pentru plecarea acasă. Doamne Iisus, am auzit cuvântul Tău azi. O, Doamne, Tu ne-ai spus că toate cele vechi s-au dus. Toate Tu le-ai făcut noi. De aceea, Doamne, astăzi refuz să mai trăiesc în îndemnurile vechiului Adam. Și vreau să trăiesc în îndemnurile noului Adam, care este Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-mă, pentru că în seara asta aleg să mă predau Ție. Toată viața mea să o pun la picioarele Tale. Doamne, îmi predau trupul să fie o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie din partea noastră. O închinare autentică, o închinare spirituală. Te binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos, că ești aici. Dragul meu, vreau să te las cu câteva gânduri, este 8, te anunț eu câte ceasul. Domnul să te binecuvânteze. Să știi că te iubesc. În Hristos, făptură nouă. În Hristos, făptură nouă. Dar în Hristos mai putem face ceva. Putem să spunem nu vechiului Adam. Acum avem putere să spunem nu. Și asta este viața aia nouă despre care vorbesc Scripturile. Vrei să fii unul din agenții vieții noi? Îmi place cum spune Petru. 1 Petru 4, de la 1 la 2. Și cu asta vreau să terminăm și să cântăm un refren dintr-o cântare. Și vreau să vă las cu gândul ăsta. Astfel, dar, citim împreună, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu
cu păcatul. Următorul verset. Pentru ca, citim mai tare, în vremea care îi mai rămâne lui, și pune numele tău, lui Stani, în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup lui, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Amin! Domnul să vă binecuvânteze, biserică, Domnul să vă întărească.